Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum scoatem din bord centura activă la Golf 5. Vedeți acolo în partea aia. Așa. O să-i punem doar contactul. Așa. Cu diagnoza, cu VCDS-ul. Intrăm pe 17 instrumente de bord. Așa. După care intrăm pe 07, pe codare. Aici o să avem codarea care este. Se vede aici în partea asta. Și o să punem aici la 0. Vedeți că aici în partea asta ne arată cât trebuie să punem. O să punem 0, 0, 0. 1, să ne rămână plăcuțele active, îi dăm executare, codare acceptată și din bord a dispărut markerul. Ok, vă doresc spor la treabă și mulțumesc pentru vizionare.